Până una alta, vreau să vă spun că Iulian Rotariu, pompierul campion, care a devenit ultramaratonist și care aleargă în cele mai grele curse de pe planetă pentru copiii cu autism din Botoșani, se pregătește pentru o nouă competiție extremă. Ei bine, omul ăsta este angajat la ISU Botoșani, dar va pleca în Australia, unde va lua startul într-o cursă de 520 de kilometri. Bă, 520 de kilometri. Are și un mesaj pentru noi, îi ținem pumnii și hai să vedem ce ne-a transmis. Salut, Măruță! Mă aflu în parcul Herăstrău la un ultim antrenament înainte de a pleca la ultramaratonul de trag din Australia. Va fi o cursă grea, va fi un alt teren pe care nu am alergat niciodată. Se dublează distanța pe care am fost pregătit să alerg până acum. Dacă am alergat 250 de km, acum voi alerga 522. Dar e o cursă în care consider că mă simt pregătit să o duc la bun sfârșit. Alerg pentru a susține Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Botoșani. Părinții au deschis o pagină pe autismbotosani.galanton.ro, unde cei care doresc pot dona pe perioada alergării mele la ultramaratonul de trag din Australia. Măruță, îți mulțumesc că ne susții. Știu că ești alături de noi. Să dea bunul Dumnezeu să ne întâlnim sănătoși și continuăm că ne voi întoarce.